moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Dragan, o minge bună baltată de Dragan pentru Primac. Cel care intră în careu, Primac, nu a ajuns că o jumătate de metru. Amanțe reușise o preluare bună cu pieptul. Stepanović, Pașcenco. Pașcenco la Perez. Preză cu o centrare bună și este autogol, doamnelor și domnilor, 1-0, da, ce deschide scorul în partida cu Speranța Nisporeni, jucătorul care reușește să marcheze, dacă putem numi reușită, în propria poartă, este Bugulov, dacă nu greșesc. Georgi Bugulov. Stepanović. Pentru Pașcenco. Pașcenco trece de adversare, șutează și este 2-0. Dacia reușește să majoreze avantajul destul de rapid. Destul de ușor a trecut însă Pașcenco în fața careului. O minge plasată în colțul drept apărat de Mihail Paiuș. Bogdanović s-a demarcat în dreapta Bondarenko. Îl vede Bogdanović și pasează. Bondarenko poate să centreze, trei jucători în care o centrare bună care este continuată de Răileanu, o nouă minge trimisă, iar Jalba trimite în corner, care l-ar fi dus pe Primac 1-1 cu portarul advers. Același Primac încearcă o execuție spectaculoasă. Pasă spectaculoasă lui Stepanović pentru Perez, cel care un duel direct cu Dulcher, șutează până la urmă Perez, iar bara dreapta lui Paiuș îl salvează. O intervenție capitală pentru Jalba. Dacă mingea ar fi ajuns la Dragan de 9 metri, cred că ar fi fost pericol. El este într-un duel cu Efros, doi jucători cu satura impunătoare. Foarte bună centrarea pentru Efros, cel care însă trimite peste poarta lui Avram. Nu a fost Gulov de la 40 de metri, a încercat să șuteze. Kuzenko preluase această minge, un șut slab. Mingea la Dragan, cel care trimite în Iliescu, Kuzenko, din nou Iliescu reușește să respingă, iar Avram iese și prinde în jurul punctului de 11 metri acest balon. Închide spațiul de șută jucătorii Speranței. Pașcenco. Pașcenco cu o pasă care îl caută pe numărul 8 al celor de la Speranța. Foarte bună intervenția lui Paiuș. S-au închis în apărare jucătorii Speranței, prinși acum însă de Stepanović pe dreapta. În duel cu Dulcher, Stepanović, o centrare periculoasă. O minge care ajunge la fundașul Speranței. Dulcher cu o centrare care este preluată până la urmă și transversală. Prima că pentru a doua oară reia peste cap o fază spectaculoasă. Până la urmă jucătorul Speranței a fost în poziție afară din joc. Iar ea, Dinamo Auto, pentru că a fost 2-2. Acum însă Ulisaev în care o minge care este respinsă spectaculos de către Mihail Paiuș. Pașcenco la prima bară, minge reluată, balona care trece milimetrică pe lângă Jalba, cel care ar fi putut relua spre poarta, periculos. Din nou Pașcenco. Minge în careu la Ulisaev, cel care poate să șuteze, o face. Din nou Paiuș, două intervenții a lui Paiuș. Omul începutul repriză secundă, Bondarenko. Centrarea lui Bondarenko prinsă de Avram. A părut nesigur Avram. Sandu. Prea multă și prelungește balon pe Sandu. Amancio. Amancio în centrul la nou intratul numărul 14, care șutea spectaculos. Bogdanović cu un balon care caută pe Bondarenko. Mamah vine la întâmpinare. Bondarenko îl trece pe Mamah. Și o minge centrată bine la Răilean. Gol! Speranța Nisporeni micșorează din avantaj 1-2. Foarte bună faza reușită de Bondarenko. Și Răilean finalizată, mai bine zis, de vârful echipei din Nisporeni. Un zid de 5 jucători. Cunoșevaț, moment important, bună execuția. Căruță prin planul, Rebenja, cum s-a țin Sandu. Din nou, Sandu se complică.
Deci dată, însă mingea o trimite la Cuțencu. Cuțencu cu un șut spre poarta lui Avram, peste poartă. moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.